Românii interesați să ocupe un loc de muncă în Uniunea Europeană pot apela la consilierii EURES din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Primul pas este pregătirea unui CV Europass în limba engleză. Sigure, contracte de muncă legale, nu vorbim despre locuri întâmplătoare sau care nu sunt verificate. EURES este rețea europeană similară în toate statele membre și de aceea ținem legătura pe o platformă comună online cu și știm despre absolut toți muncitorii noștri care lucrează în străinătate, care au nevoie de prestații sociale. Angajatorii din spațiul economic european oferă în prezent, prin intermediul rețelei EURES România, 311 locuri de muncă vacante. Și sunt 158 în Norvegia pentru mecanic industrial, mecanic motoare, constructor nave, sudor, tractorist, muncitor în producție, farmacist, instalator, electrician, au cam o variată. Vedeți că sunt cele mai multe locuri de muncă listate de Norvegia. În Austria, de asemenea, sunt 70 de locuri de muncă pentru șofer de autobuz, de autocar, sudor, pentru construcții țevi, constructor țevi, conform ISO, așa, supraveghetor conducte industriale, mașinist, montator instalații, mecanic, întreținere instalații, sudorii se caută foarte mult, electricienii de asemenea. Totodată, în Irlanda sunt disponibile 21 de locuri de muncă pentru îngrijitori copii. În Germania se caută electroniști, mecanici industriali, zidari sau asistenți medicali. În Olanda se angajează legumicultori. Mai sunt alte locuri de muncă și în țări ca Belgia, Spania, Malta, Finlanda sau Slovenia. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele accesând site-ul www.anofm.ro/eures.